Toată lumea cunoaște și iubește barza albă, dar oare știm de unde sosește, ce mănâncă, cum își crește pui, ce primejde o pândesc în timpul cuibăririi și al migrației? În cele 4 episoade ale seriei noastre vom răspunde la toate aceste întrebări, dar veți afla și alte informații interesante despre berzele noastre. Fiți alături de noi! Una dintre berzele de pe câmp își întinde aripile într-o încercare de a se înălța de pe pământ. Câteva mișcări și pasărea se ridică ușor. Se rotește grațios înspre deal pentru a se lăsa purtată de aerul cald. Mai sus. Tot mai sus. Partenerele îi urmează exemplul. În doar câteva minute, mai multe sute de berze se înlănțuie într-un carusel al înălțimilor. Deasupra suprafeței vegetației, soarele creează o bulă mare de aer cald, care din când în când izbucnește deodată și lansează căldură în sus ca într-un coș de fum. Se numește termică, iar berzele noastre se folosesc de ea pentru a se înălța fără să bată activ din aripi. Când puterea acestui vânt scade, păsările sunt deja la câteva sute de metri în aer, ies din termică și planează ca parapantele înspre următoarea termică. Migrația lor, berzele sunt oarecum silite să zboare deasupra uscatului, deoarece doar aici se formează acele termici mult necesare. Păsările din Europa Centrală și de Est preferă să ocolească Marea Mediterană prin Est. Astfel, doar în Bosfor vor trece peste apă pentru o perioadă scurtă de timp. Zilnic zboară între 200 și 400 de kilometri. Astfel, la mijlocul lunii septembrie, ajung deja la așa numitul teritoriu de preiernare, la sud de Sahel, în Sudan și Ciad. Aici petrec în jur de o lună, odihnindu-se pentru a porni mai apoi spre sud, unde își vor petrece iarna în Africa de Sud. Berzele formează grupuri mari și vor căuta împreună mâncare în savană sau pe câmpurile cultivate. Pui de berze nu vor sosi acasă în primul an. În grupuri vor colinda Africa pe distanțe când scurte, când mai lungi. Abia în al treilea an de viață sunt pe deplin dezvoltați pentru a-și întemeia propria familie. Și atunci îi vom aștepta și noi acasă.